Doamnelor și domnilor, la Costinești, prima persoană și cred că cea mai îndrăgită de publicul din Tulcea este Andreea Esca. Sărumiile, bine v-am găsit aici! Bine v-am găsit și eu! Cum vedeți dumneavoastră organizarea acestei manifestări la Costinești în această vară pentru binele presei românești? Mie mi se pare o chestie extraordinară, mai ales că este o inițiativă extraordinară, este prima dată când se face așa ceva în România și cred că este foarte, foarte important pentru tinerii jurnaliști. Cel mai important este pentru ei, pentru că au posibilitatea să vadă o manifestare, după părerea mea, de nivel internațional, chiar aici, deci se poate. Deci să înțelegem din asta că atât dumneavoastră cât și ceilalți jurnaliști care au deocamdată posibilitatea să se afirme în această extraordinar de frumoasă meserie, au o deschidere nouă prin această manifestare din vara asta de la Costinești. Da, da, chiar, deci nu numai prin această manifestare, dar chiar și prin ceea ce facem noi de zi cu zi este o deschidere și sper că se vede cu ochiul liber. Andreea Esca, ești în topul efectuat chiar de o agenție importantă. Așa, voi sunteți Pro TV-ul pe primul loc în topul organizat, cel puțin în Tulcea. Deci noi suntem pe locul 5 deocamdată. Competiția rămâne deschisă, nu? Deci ești atât de îndrăgită în Tulcea încât aș vrea să spui pentru telespectatorii postului de televiziune Tulcea 1 câteva cuvinte și dacă ai fost vreodată la Tulcea sau dacă promiți că vii. Eu vreau în primul rând să le mulțumesc tuturor telespectatorilor din Tulcea care se uită cu plăcere la postul nostru de televiziune. Vreau să le promit că o să rămânem pe locul 1. Și da, am fost în Tulcea, am fost în trecere, e adevărat, către Sulina, dar sper să mai merg pentru că mi-a plăcut foarte mult și mi se pare un loc din țara asta cu totul și cu totul deosebit. Deci în cazul în care vii la Tulcea, o să te rog să nu ne ocolești. Andreea Esca, concurența, spuneam, nu este de aici, de acolo cu voi. De departe sunteți cei mai tari, dar vreau să spun că din această cauză noi am făcut emisiunea în așa fel încât să nu cădem peste 7:30 când intri tu în emisie. Nu poate decât să-mi pară foarte bine, pentru că cred că este important să ne vedem peste tot în țară. Cred că am putut să realizăm într-un timp foarte scurt o grilă de programe care să placă tuturor categoriilor de oameni și ne străduim cât putem să satisfacem toate preferințele telespectatorilor. Să dea Dumnezeu să fie așa și în continuare și te rog să nu ne ocolești când vii la Tulcea. Cu siguranță, vă mulțumesc!